Jucătorii plecați la Chiajna se pot întoarce în orice moment la Timișoara. Un du-te-vino din Banat în capitală, din care nimeni nu mai înțelege nimic. Un lucru este cert, jucătorii nu au semnat cu gruparea bucureșteană și în cazul în care Robo o salvează pe Poli, fotbaliștii se întorc înapoi la club. Cu fruntea sus sau cu coada între picioare, numai ei știu. Cert este că drumul Chiajna-Timișoara pentru cei 7 jucători îi costă pe Nicolae Robu și Titu Bojin vreo 7 milioane de euro. Milioane de euro pentru ca Timișoara să aibă echipă în Liga a doua. Nu știu ce să vă spun în acest moment, nu cunosc nimic din ce va fi. Dacă autoritățile locale vor merge cu soluția, eu cred că e normal să o ia de la zero, atunci poate să-mi plece jucători, chiar așa câteva mai jucători importanți, vom vedea ceilalți, vom vedea noi dacă vom mai juca, nu vom mai juca, vom vedea toate astea. Păi și dacă va... Deodată nu știu ce să vă spun, în acest moment nu pot să vă spun absolut nimic, urmează să mă aud și eu cu autoritățile locale și dacă vă hotărâți să ia de la zero și e un lucru important și bun și eu aș face la fel, nu m-aș hazarda să mă apuc din prima de ca într-un an de zile să ne întoarcem să continuăm activitatea, vedeți pe site. Scris în detaliu pe site toate datele. Păi bun, și dacă o să rămână echipa în Liga a doua, se întorc jucătorii de la Chiajna înapoi? Sau? Unii poate să plece, alții nu. Deocamdată n-am pierdut pe niciunii și dacă se va hotărâ ca să meargă mai departe, se pot bloca. Se poate face plată și care e poate câteva sute de mii la toți jucătorii și împreună la toți jucătorii și atunci sunt blocați și trebuie să vină la Timișoara să meargă mai departe cu Timișoara. Eu am spus că nu sunt plecați jucătorii. Că nu-i plecat nimeni de la Timișoara. Nu-i însemnat niciun jucător, n-a plecat niciun jucător, n-am pierdut niciun jucător. Urmează să hotărâm ce avem de făcut.